Comunismul este și va rămâne unul dintre cele mai triste capitole ale istoriei României. Omul prigonit ajungea adesea pe cele mai joase trepte ale existenței, devenind încet, dar sigur, un animal supus reeducării. Mihai Dionisie este unul dintre supraviețuitorii crâncenelor temnițe comuniste. În cei 10 ani de detenție a trecut prin tot atâtea închisori pentru că a avut curajul de a se opune regimului. Când, în clipa în care i-am spus dați-ne voie ca să putem coresponda, el a spus, ce credeți? Că v-a trimis partidul aici ca să trăiți? V-a trimis să muriți! Păcat că am stat pe acolo, pentru că oamenii spune că mai bine a fost pe timpul comuniștilor. Acum este până n-are cu ce-o cumpăra.